Pe o scară de la 0 la 10, cât de sigur ești că Dumnezeu există? 5. 8. Sunt creștin, deci cred că 8, 7, cred în el. Uh-huh. 8. 7. 10. 10. Există în fiecare, există în mine, să zicem, 5. Ce te-a făcut să ajungi la concluzia asta? Nu știu. Poate pentru că s-au întâmplat lucruri în viața mea, nu știu, să explic mai exact. Cu ajutorul cu lui, tale. Cu ajutorul lui, știi, și am așa o credință în el, pentru că fără el poate nu se întâmplau chestiile, nu știu, multe de altfel, nu pot să dau un exemplu. Nu știu, dar am eu, simt eu asta că există. Pentru că este ceva pe care nu prea, nu este sigur că există, dar dacă... Da, dacă ești creștin și dacă ești crezi în această religie, trebuie să crezi în el, să crezi că există. Până acum nu s-a putut dovedi că există Dumnezeu și nici Iisus, dar ce să facem? Credem și noi în el, că asta e religia. Dar că știu că mi-a luat anumite lucruri, dar mi-a și dat. De fiecare dată când mi-era frică legat de ceva, mereu mă rugam și m-a ajutat foarte mult. Simțeam că mă ajută și că e aproape de mine. Îți pasă dacă ceea ce crezi e cu adevărat așa? Adică dacă chiar e adevărat? Nu, nu. Nu. Nu știu, n-am niciun motiv, nu prea cred în așa ceva. Da, îmi pasă. Nu cred că... Nu, adică... Nu pot să cred că... Nu o să spun așa, aberații, că există când n-am nicio dovadă că există. Nu, e adevărat. E adevărat. Este strict părerea mea, nu trebuie să fie a tuturor. Da. Ce dovadă ți-ar trebui sau ce crezi că ar fi bine să se întâmple să te facă să crezi? Nu știu, să mi se întâmple ceva mai special, nu știu. Nu știu, să mă gândesc eu la ceva și după aceea să mi se întâmple așa, ca pe minune sau nu știu. Aș vrea doar să întâlnesc pe cineva care se întoarce din partea aia să-mi spună, bă, ar trebui să întoarcă o persoană pentru fiecare generație care există? Da. Probabil peste 100 de ani. Cred că dacă se întorcea doar o dată, indiferent în ce timp, am fi aflat și noi. Dacă vorbim de trecut, dacă vorbim de prezent care apărea acum, pentru ei e prea... Dacă ai putea să-i pui o întrebare lui Dumnezeu, în cazul în care există, că ziceai că ești între, ce întrebare ei pune? Ce se întâmplă după ce murim? Dacă există. Dacă existi. De ce este atât de multă suferință dacă el este pus să ne ajute? Sunt mai multe întrebări. Prea multă suferință, da. Mamă, nu pot să aleg una. Ok, mai zi două. Dacă îmi voi îndeplini visul. Asta cred că l-aș întreba. Cum ar fi lumea fără persoane rele? De ce mi-a luat anumite persoane? Care crezi că este scopul vieții? Nu știu. Nu m-am gândit așa mult. Nu știu, să-ți faci o familie, un copil. Să ne lăsăm cumva amprenta, să lăsăm ceva în urma noastră. Un copil, un... Scopul vieții mele? Nu știu exact care... Adică vreau să îmi doresc să devin un jucător de performanță de basket. De basket? Succes! Mulțumesc. Sunt că acum am aflat la național de basket. Și scopul nu a spune că am neapărat un scop, îmi plac unele chestii și încerc să le fac, să ajung la ele. Mie personal, eu cred de fapt că scopul vieții este să reușești tot ce ți-ai propus. Să realizezi ce-mi doresc și să ajung acolo unde vreau. Crezi că știința se contrazice cu Biblia sau merg mână în mână? Se contrazic una cu alta. Cred că se contrazice. De ce? Sau pe ce subiecte? Păi știința e pe... cum ar fi, nu știu cum să zic, nu scrie în Biblie de ce crește iarba. Știința poate știe de ce crește iarba. Se contrazic total, după părerea mea. Pentru că unii zic într-un fel, alții zic în alt fel. Și niciodată nu au ajuns la un comun acord, să zic așa, și fiecare își susține punctul de vedere. Okay. Se contrazice pentru că, de obicei, oamenii științifici sunt atei și nu cred în Dumnezeu. Pe cine a creat universul sau pe unele explicații din lume care, pe care unii spun că a fost Dumnezeu și alții spun că e o explicație științifică care este de fapt reală. Cred că se contrazic. Cum crezi că a apărut lumea noastră?
Dumnezeu a format-o după chipul lui și corpul lui. Părerile sunt împărțite până la urmă și... Părerea ta? Părerea mea este că Dumnezeu a creat-o și a fost așa o minune, să zic. Ok. Big Bang, pentru că asta am fost învățat să cred. Nu cred că l-a făcut cineva așa. Chiar mă gândesc uneori, dar nu... N-am găsit un răspuns. Crezi că există rai și iad? Da. Categoric. Nu. Da. Cred că există. Da, dar nu va știe nimeni sigur dacă e pus la adevărat. Cred că există, e tot în noi, și raiul și iadul. Da, tot. În ce sens? În sensul în care, în momentul în care considerăm că facem ceva greșit sau ceva ne supără, ne stresează, iadul este pe noi acum. Și de cum știm să ne trăim viața, să ne facem și viața. Și raiul la fel. Crezi că dacă faptele bune sunt mai multe decât cele rele, vei ajunge în rai? Asta nu e decizia mea, dar da, cam eu așa zic. Cred că da. Păi da, asta e regula. Dai că trebuie să faci fapte bune și cât mai puține rele ca să poți să mergi în rai. Depinde de faptele pe care le-ai făcut. Gen, dacă cineva omoră acum un om, e cam greu să ierți faptul asta. Ok. De unde știi ce e bine și ce e rău? Sau care sunt reperele tale pentru a distinge între bine și rău? Mă sfătuiesc și cu alte persoane și câteodată am și feeling-uri. Nu știu, dacă să zic că vreau să fac ceva care mi se pare rău, întreb și mă sfătuiesc și cu alte persoane, nu numai cu mine. Nu, la mașină. Nu știu, te gândești la paste, dacă e bine pentru tine sau nu. Nu știu. Păi depinde, dacă rănește oameni, nu știu, o să cred că e rău și dacă îi beneficiază pe mine sau pe alți oameni, depinde. Deci așa, tot este simplu ăsta cu omor pe cineva. Te gândești că ai omorât tatăl la cineva și copilul ăla... Vor suferi. Da, poate suferi rău și nu mai are prezența masculină în viața lui. Bine că ți-e rău. Cred că și de educație, de... Da, probabil asta e la latitudinea fiecare persoană. Deci poate relativ ce... în funcție de fiecare persoană? Da, clar. Ce e bine pentru mine. De maximă siguranță. N-am înțeles. Lucrez la un penitenciar de maximă siguranță, la Caragiale. Și am acolo tot felul de psihopați care consideră că a luat gâtul cuiva, îmi cer scuze pentru expresie, e ceva normal. Atunci când faci ceva bine, te gândești și dacă ți-e bine ție și dacă le bine altor persoane.